Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știți, săptămâna trecută, când v-am întrebat despre următorul dezastru din România, ne-a răspuns primarul capitalei, domnul Nicușor Dan. El spune că se teme pentru construcțiile care au fost făcute după 1990, pentru că sunt făcute cu o seamă de ilegalități importante. Nu toate, dar evident o parte bună dintre ele, dă de înțeles primarul. Doar că în această situație și una este prea mult și în general afli când e prea târziu. Sau poate să fie și ăsta un mit, o generalizare plecată de la câteva observații certe sau de la anchete de presă care arată evident o sumedenie de greșeli sau de la apariția unor etaje suplimentare la folosirea fierului beton de proastă calitate sau ignorarea unor norme elementare de siguranță sau, de ce nu, nerespectarea unor distanțe și perimetre, cum deseori se întâmplă în cartierele noi din România. Bună oară, la câteva ore de la declarația primarului capitalei, în București a izbucnit un incendiu la un bloc nou, într-o zonă selectă. Blocului e ars mansarda, iar pompierii au avut dificultăți în intervenție din cauza străduțelor înguste și a lipsei de apă din hidranți. Dacă te gândești la distanțe, în toate cartierele noi din orașele României, pare că stăm așa, la un loc ca sardelele. Și cred că fiecare dintre noi poate numi o greșeală sau o încălcare flagrantă a regulilor de urbanism. Lângă blocul în care stăteam eu, de exemplu, a apărut unul la o distanță mică, prea mică, dar mai interesant este că în loc de 8 etaje, câte erau aprobate, au ieșit 9. Iar această chestiune cu intrarea în legalitate, cum se numește, mi se pare o hoție cu legea în mână. Mulți dintre voi văd încălcările, însă chiar în casele în care stau și pentru care plătesc cam tot ce strâng într-o viață. De ce se întâmplă asta? Păi știți foarte bine de ce se întâmplă. E vorba de corupție. Zeci de administrații din țara asta sunt împănate sau ocupate cu totul de lumea interlopă care controlează construcția de imobile. Intrați o secundă pe publicația Rise Project și veți găsi acolo cele mai mari anchete despre cum se construiește în România. La oaltă, cu primari neimiți, cu procurori care nu se uită la subiect, îmi face impresia că mulți români pun banii mai sus decât un dezastru sau decât viața. De ce e important? În 2008, în China comunistă, stăpânită la rândul de o mafie imobiliară, un cutremur a dărâmat câteva școli. 5176 de copii au pierit atunci. Norocul nostru este că nu prea am făcut școli după 1990. Ghinionul nostru este că astăzi fondul locativ începe să fie dominat de clădiri construite în anii în care regula a fost de mult prea multe ori încălcată. Dar poate e un mit, spuneam. Poate o să mă înșel astăzi. Poate voi, cei care lucrați în domeniu sau cei care aveți case, poate știți să spuneți mai multe și mai bine decât mine sau decât primarul Nicușor Dan, că până la urmă el a spus lucrul ăsta. Așadar, prieteni, să pornim. 0372069599. Îl repet și pentru cine vrea să ne sune întâia dată. 0372069599. Cât de sigure sunt construcțiile făcute în România după 90? Sunt mai bune cele din perioada comunistă? Și vă aștept să ne descrieți care sunt cele mai mari nereguli pe care le știți. Dar cum se fac controalele și autorizările? Nu e o discuție legată de București. Sunt convins că de la Constanța până la Satu Mare, până la Zalău și la Suceava, fiecare vede și trăiește așa ceva. Eu cred că e o problemă națională asta, pe care o ignorăm de prea multă vreme. 0372069599. Alex, ești primul care vorbește la Europa FM. Bună ziua! Te ascultăm. Un subiect pe care îl așteptam de mult timp. E prima dată când sun la radio și intru în direct. Sunt inginer constructor, sunt din Craiova, patria tuturor posibilităților. Vă dau un exemplu ce am pățit eu. Dacă începem să vorbim de construcții, putem să vorbim o lună de zile și nu terminăm neregulile care se întâmplă în domeniul ăsta. Am o casă în centrul Craiovei, a venit un constructoraj din ăsta mediu care are relații locale,
specific treaba asta și a vrut să-mi demoleze casa. Îl încurca să-și facă un bloc pe un teren neconstruibil. A luat autorizație, împreună cu arhitectul și cu proiectantul au speculat la maxim certificatul de urbanism și am găsit într-o dimineață cu excavatorul la 7, râcâiau cu lamele de la excavator, cu cupa, râcâiau fundația casei. Bineînțeles, am făcut și reclamații, am fost și reclamat ulterior. Vă spun și din postura de reclamant și din postura de reclamat. Pe mine verifică polițiștii comunitari în Craiova, ca primă instituție care apare în șantier. Oamenii aia n-au studii în domeniul construcțiilor. Dacă îi întreb de normativele după care se proiectează, sau dacă îi întreb, nu mai intrăm în articole și detalii, dacă le pui un plan în față, și mi-asum și spun 80% în funcție, din ei, în funcție cu conducătorul instituției de la poliția locală, nu știu să-l citească. Dar și atunci cum să verifici omul respectiv un plan sau o autorizație de construcție? Nu era asta treaba unui inspectorat de stat în construcție sau unor specialiști? Am făcut ulterior și la inspectoratul de stat în construcție, dar oamenii nu sunt lăsați să facă meseria politică. Mă lovesc de ei, avem recepții, avem de lucrări. Vin pe șantierele unde lucrăm, ne lovim de ei. Oamenii sunt profesioniști, au învățat carte și fac treaba, unii dintre ei. Dar câteodată nu poți să-ți faci treaba. Nu te lasă cei de mai sus. Ce înseamnă că nu te lasă? Adică tu ca inginer constructor, când ești pe șantier, nu poți să-ți faci treaba că vine cineva și zice... Eu nu pot să merg pe șantiere mari, că eu îmi fac treaba și nu răspund la telefon dacă îmi fac treaba. Adică nu raportez către nimeni. Eu dacă am intrat acolo, încerc să am drept de veto pe meseria mea. Și de asta eu nu merg pe șantiere mari, eu merg pe șantiere micuțe, pe șantierele mari n-aș reuși să lucrez. De ce? Pentru că trebuie să răspunzi la telefon, să raportezi mai departe. Asta e în România. Corupția a intrat în fiecare domeniu. Stai un pic, că nu înțeleg. Deci aici e vorba de construcție, cu viață și cu moarte. Adică... Exact. Să vedeți la următorul cutremur ce se va întâmpla. Am un mesaj aici. Pe lângă Craiova vor dispărea două cartiere rezidențiale. De lângă... Povestea asta, de lângă Craiova. Vor dispărea la următorul cutremur două cartiere rezidențiale, două zone mari unde s-a construit. De ce? Pentru că sunt făcute pe genunchi. Dar oamenilor ălora nu le e frică? Păi nu știu despre ce e vorba. Oamenii nu se pricep. Sunt doctori, sunt fost polițiști care locuiesc acolo. Nu cei care locuiesc, cei care au construit. Păi răspund după lege, cine răspunde? Dirigintele șantier și proiectantul și executantul timp de 10 ani, de la recepția finală. Uh-huh. Și atunci nu o să cadă în 10 ani, că n-au avut cutremur în ultimii... N-am înțeles. Adică sunt acoperiți. Mulțumesc tare mult! În caz de cutremur de peste 7,3 grade, se vor umple avioanele cu dezvoltatori care vor fugi din țară, spune cineva. Mă, nu e mit ăsta, Ionuț, salutare! Bună ziua! Bună ziua! Te ascult! Este mit. Haideți să o luăm așa. Eu sunt... V-am sunat tocmai pentru că sunt în domeniu. Uh-huh. Eu sunt... fac proiectare de rezistență în construcții de aproape 20 de ani. Sunt expert tehnic în construcții, în structuri de rezistență. Sunt multe mituri amestecate aici. În primul rând... ceea ce a spus domnul primar mi se pare de o irresponsabilitate fără seamăn. Adică în calitate de ce, cu ce competență tehnică poate dumnealui sau un primar de capitală să alarmeze populația în felul ăsta? Cât știe dumnealui despre felul în care se proiectează și felul în care se construiesc sau s-au construit? Acum nu l-aș bănui pe domnul Nicușor Dan, că e un novice. Știi că ani de zile înainte de a se ocupa de povestea asta cu primăria, el a fost... E un domeniu foarte tehnic. Degeaba pe domnul matematician, un domeniu foarte tehnic. Lucra într-un ONG care se ocupa chiar de imobile. Pot să înțeleg că știa cum mergeau lucrurile la nivel de... sau înțelesese la nivel de legislație, poate de corupție, poate, dar la nivel tehnic, dacă... este să comparăm ce se făcea înainte de 90 și ce s-a făcut după 90, în mod clar, fără nicio îndoială, din ce în ce, din 90 încoace, construcțiile care s-au făcut sunt din ce în ce mai sigure la cutremur. Mm-hmm. Dintr-un motiv foarte simplu, normativele de proiectare și de execuție sunt din ce în ce mai conservative, s-au năsprit din ce în ce mai mult. Pot să fiu de acord cu tine, dar te întreb dacă și ceea ce se pune în proiect se face conform planului. Acum,
ISCU are și, este o instituție care are și ea un număr limitat de oameni. Sunt și ei depășiți. Eu pot să vă spun că în orașele mari, controlele ISCU-ului sunt foarte serioase. Dacă o să luăm o casă de la marginea unui oraș de provincie, sigur nu are ISCU oameni să trimit acolo în, la verificare. Dar aceeași problemă era și înainte. Adică, credeți că înainte controlele erau drastice? Nu erau. Adică, procentul de eroare, dacă vreți, este cam tot ăla. Procentul de hoție poate să fie tot ăla. Adică și înainte se fura fier beton din șantier, să știți. Da, am o grămadă de mesaje cu fier beton. Deci, sunt lumea zeci. Și bună. Să știți că la structura de rezistență la construcții se fură cel mai puțin. Pentru că se câștigă cel mai puțin de acolo. Cel mai mult se câștigă din finisaje și din instalații. Și costurile cele mai mari sunt acolo. Și apoi se amestecă problema rezistenței construcțiilor cu problema finisajelor. Adică dacă dăm exemplu că o construcție e prost făcută, că, nu știu, vedem la fațadă că îi cade nu știu ce, sau că a luat foc. Deci partea de funcționalitate și de finisaje nu trebuie amestecată cu partea de structură rezistentă. V-am dat exemplu cu înăsprirea normelor. Știți că până anii 70, că clădirile nu se calculau la cutremur în România, că nu se știa, nu era know-how. De-abia până în 63 a apărut o pre-normă, așa un cod, și au început până în 70 calculate, iar forțele seismice la care calculăm noi acum în România o clădire la care o dimensionăm în proiectare, sunt de 6-7 ori mai mari decât alea la care se calculau în anii 70. Asta înseamnă că ele sunt și mult mai sigure. Că o parte din ele pot să aibă vicii de execuție, sigur, dar și pe vremea avea o vicii de execuție. Adică trebuie păstrat o proporționalitate. Eu de asta vă întreb în această emisiune. Dar, pe de altă parte, nu pot să nu văd cu ochiul meu nereguli, începând de la distanțe, la spații, la modul în care sunt relative. Comportăm. Dacă consultați exact litera legii, în cele mai multe, majoritatea covârșitoare a cazurilor, respectă legea. Că sunt probleme, sunt vicii în lege, asta e altă discuție. Că a apărut un al noulea etaj, să dați exemplu, că a apărut un al noulea etaj la blocul de lângă dumneavoastră. Da, pentru că legea permite asta, permite să se facă supraetajare, autorizează o casă de 8 etaje și îmi permite după aceea să fac o reautorizare și să țin cu până la 20% în suprafața desfășurată și cu retragere de X metri de la fațadă. Știi că legea asta pregătește o hoție, nu? Dacă ai multe legi care pregătesc o hoție și o nenorocire, ce argument este dacă legea permite? Beneficiarii, vă spun clar, beneficiarii vin de la început și spun autorizăm casa, vreau să facem proiect de P+4, autorizăm casa pentru P+4, dar tu calculează-mi de la început pentru P+5 retras, că știu că o să o reautorizez pe P+5 retras. Aha, ok. Și pentru atunci zici nu? Este legalitate și totală. Și ai zis nu? Nu, ai zis nu că ești de profesie. Câte vreme se respectă legea, nu poți să zici nu. Ok. Bine, am înțeles. Mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Stimați cetățeni, nu vreți să-l ascultați pe domnul primar Nicu Șordan ca să știm de unde am pornit toată chestiunea asta. Hai, vă rog frumos. Mi-e teamă de cum se vor comporta construcțiile de după 90 la primul mare cutremur pe care îl vom avea în București. Instituțiile de control nu funcționează. În 2008 am solicitat Inspectoratului de Stat în Construcții să-mi spună câte autorizații și câte puzuri au verificat și câte au constatat nelegale. Verificaseră de ordinul 200 de autorizații și documentații, din care găsiseră jumătate nelegale. Ce au făcut mai departe? Nu au extins controalele, ci au strâns aparatul de control. Nu știu dacă în momentul de față Inspectoratul de Stat în Construcții București are 3 oameni care să verifice legalitatea documentațiilor de urbanism. Mai este prefectul, care depinde de rezultatele pe care îi le dă Inspectoratul de Stat în Construcții, și mai este parchetul, care nu funcționează. Da. Parchetul nu s-a ocupat niciodată de asta, sau nu destul. Pare că nu e pe agenda parchetelor din România chestiunea asta. Sigur, sunt multe fronturi deschise, dar asta pare că lipsește așa cu desăvârșire. Virgil, ce zici? E mai rău după 90? Bună ziua! Te ascult. Eu zic că, în general, se respectă legea, în general. Dar sunt foarte...
multe cazuri când nu se respectă. Am un caz de relatat, dacă pot, așa. Eu sunt din Brăila și în fața mea au cumpărat un domn. Stau la casă. A cumpărat, ca să vă spun, pe numele bunicii. Bunica a fost proprietară și este proprietar. Și a început să ridice o casă. Inițial a zis că o face mansardă. Nu mi-a trecut prin cap ce vrea el să facă, de fapt. După care, pe parcursul lucrării, s-a ridicat mai mult decât mansardă. A făcut, de fapt, etaj cu pod. Deci casă, pe plus 1, cu etaj. Okay. Și cu pod. În schimb, fără niciun fel de autorizație, pentru că am făcut plângere la primăria Brăila, la Inspectoratul de Stat în Construcții și la Poliția Locală. De la Inspectoratul în Construcții am fost trimis către Poliția Locală, primăria locală tot către Poliția Locală. Și cum s-a rezolvat plimbatul ăsta? A construit această casă atât de înalt, încât eu de la începutul lunii septembrie și până la sfârșitul lunii martie, chiar începutul aprilie, la mine este peșteră în curte, în casă, în tuneric, fără lumina soarelui, fără nimic. Și cum s-a terminat povestea asta? S-a terminat într-un fel? Poliția locală l-a acoperit de fiecare dată, prin răspunsurile care mi-a dat la petiții, a ajuns să mă dea în judecată în 2018, la câteva luni de când a ridicat construcția, a pierdut la judecătorie, forțând în mâna ca să-i dea un accept pentru autorizație de construcție. Deci el construise deja. Mai mult, s-a dus la tribunal, s-a dus la curtea de apel, hotărârea a rămas definitivă. Deci a pierdut peste tot. Mai mult, el a continuat lucrările, are casa, s-a mutat în casă, a mobilat-o, utilat-o, a făcut tot. Mai mult, structura de rezistență a etajului este zero, pentru că nu are stâlpi, stâlpi de beton. Deci nu are stâlpi. Asta decât, nu are decât la bănuiesc parter. Că și-a asumat-o. Și povestea în acest moment e fix la fel, nu? Povestea în acest moment nu pot să merg cu relatarea mai departe, pentru că sunt niște proceduri în desfășurare. Și sperăm să ajungem la ceea ce trebuie, la normalitate, sperăm să ajungem. Adică... Pentru că nu se poate altfel. S-o dai jos. Mulțumesc tare mult. Mi-e teamă că am vești proaste pentru tine. Că nu o să se ajungă acolo. De fapt, modul în care locuim noi în orașele noastre, aglomerat, prost, murdar, cu trafic care nu se mai termină niciodată, este rodul acestui tip de construcții și, de fapt, a modului în care primăriile autorizează. Păi, între toate blocurile noastre, la 2, 3, 4 metri, se construiesc alte blocuri, vin alte mașini. Pentru că totul se vrea în centru. Pierdem spații verzi, spații libere, pierdem, de fapt, bunăstarea și confortul. Nu se fac blocuri la marginea orașelor, că acolo e departe, Doamne ferește. Anul trecut, în februarie, Inspectoratul de Stat în Construcții anunță că timp de 3 luni, cât au efectuat controle, au constatat, și am aici o listă lungă, elaborare de proiecte incomplete, caiete de sarcini incomplete, neverificate la toate cerințele, încălcarea prevederilor din acorduri, neasigurarea de către investitori a verificării execuțiilor lucrărilor de construcții, realizarea de construcții fără specialiști responsabili, neasigurarea condițiilor de verificare a lucrărilor. Și aș putea continua lista asta. Asta e o verificare care a ținut vreme de 3 luni. Eu cred că pe asta se întemeiază, de fapt, ce spune primarul general. Mădălina, salut! Ești la România în direct. Nu mai e Mădălina? Vicențiu, salut! Bine ai venit! Salut! Salutare, Cătălin! Bună ziua tuturor ascultătorilor tăi! Deci, mare parte din comentariul meu a fost acoperit deja de antevorbitorul, cel arhitectul, care a intrat primul în legătură cu tine. Și aș vrea să fiu și să nu fiu de acord cu o anumită parte a comentariului lui. Și mă refer la faptul că sunt de acord cu toată documentația. Deci că vorbesc din prisma unui proprietar care am început, am o casă în construcție, da? În afara Bucureștiului, am început-o în 2020,
și încă în continuu sunt la faza de interioare. Dar ce vreau să spun? Am văzut eu cum, într-adevăr, proiecte, vecini, care, dacă ei în proiect și eu, am învățat și eu că am avut un diriginte de șantier foarte implicat, pe care l-am plătit eu, bineînțeles, nu firma cu care am lucrat. Deci dacă în proiect arhitectul pentru o structură de rezistență, care încă o dată vreau să afirm și eu lucrul ăsta, structura de rezistență la o casă reprezintă 90% din siguranță, restul, cetem cu ială sau altceva, aceea nu afectează cu nimic structura de rezistență. Dar dacă arhitectul îți spune în proiect bară de fier de 14 sau 16 mm, iar tu vii și spui, lasă, domnule, că merge și cu 8. Deci deja acolo singur proprietarul sau dezvoltatorul, în dauna viitorilor proprietari, își afectează. Întrebarea mea este cât de des se întâmplă asta? Foarte des, Cătălin, foarte des. Pentru că trebuie să luăm în considerare mai ales aspectul la ceea ce se întâmplă acum. Pentru că în România încă se construiește. Și toate materialele de construcție, respectiv fier betonul și betonul, sunt foarte scumpe. Foarte, foarte scumpe. Eu am avut norocul ca în 2020, când am început structura de rezistență a casei, să am niște prețuri cât de cât acceptabile, dar acum nu te atingi. Și se taie de la calitate. Se taie de la siguranță? De la siguranță, exact. Se taie de la siguranța casei. Îți cade un televizor, îți cade o mobilă, dar nu cade casa pe tine. Primesc un mesaj care spune așa. La Iași, un dezvoltator, conform proiectului, trebuia să monteze în fundație pilon de beton cu carcase special construite de 12 metri. I-a venit ideea să taie carcasele în două. Noi, locatarii, care în marea majoritate plătim rate, stăm liniștiți în propriile apartamente. Ce zici de poveste asta? Iată acel model românesc cu lasă, domne, că merge și eu personal am asistat la discuții, fără să vreau, dar fiind faptul că eram vecin, ca să zic așa. Și am văzut și am spus, domne, nu e ok, cum să, da, bă, dar pe tine, dau un exemplu, pe tine te costă 60.000 casa la roșu, doar structura de rezistență, fără acoperiș, iar pe mine mă costă 15.000 de euro. Un exemplu. De ce? Pentru că acea persoană, de exemplu, eu am construit casa, să locuiesc în ea eu, nu s-o vând, iar acel om construia casa s-o vândă. S-o vândă altcuiva. Și normal că își tăia din profitul lui dacă făcea lucrurile așa cum scria, cum i-a dat proiectantul. Nu e frică de pușcărie? Nu, e foarte greu de dovedit. În momentul în care, să știi, Cătălin, eu sunt de acord cu ce a spus Nicuș Iordan. Să ne ferească Dumnezeu, pentru că multă lume a uitat. În România nu a fost doar cu tremur din 77. A mai fost cel din 87, a mai fost cel din 90, a mai fost cel din 92, da? E, clădirile, tot acelea care au fost găsite în 77, au mai fost găsite în următorii ani, da? Mă scuz că am puține emoții. Ce vreau să spun? Dacă se întâmplă și să ne ferească Dumnezeu un cutremur de 6,7 7 grade pe scara Richter, într-adevăr, o mare din parte din București va fi loc de parcare. Mulțumesc mult pentru mesajul tău. Eu sper totuși că în România sunt și constructori care respectă legile. Sunt oameni care se tem și care își fac meseria bine, așa ca cum ne explica Ionuț. În același timp, la ce am văzut în ultimii ani în administrația românească și cu corupția de acolo, sunt convins că în foarte multe locuri banii au contat mai mult și că e o imensă bătaie de joc. Mihai, ești la România în direct. Salut, Cătălin. Sunt mai multe paliere pe care trebuie să discutăm. Odată, din punct de vedere al proiectării, da, sunt de acord cu ce a zis colegul de dinainte. Standardele au evoluat foarte mult, normele de proiectare sunt mult mai drastice. Din punct de vedere al execuției și al controlului, acolo sunt problemele. De ce? Eu am fost proiectant, în momentul de față sunt diriginte de șantier, lucrez în domeniul ăsta de 20 de ani, știu ce vorbesc. Sunt colegi care nu vin în șantiere, sunt colegi care nu verifică și totuși semnează. Acolo apar problemele.
să nu inducem o panică în rândul populației că o să fie o imensă parcare la următorul cutremur. Sunt clădiri care sunt făcute foarte bine și sunt urmărite și sunt verificate. Sunt clădiri care nu, oamenii nu vin să le verifice și, prin urmare, acolo apar semnele de întrebare. O altă problemă este problema legislativă. De ce? Legea a fost lăsată, sau legile, legea 50 pentru verificarea autorizării, executării lucrărilor de construcții și legea 10, sunt legi care, noi avem legi, ele sunt ciuntite și sunt lăsate intenționat, astfel încât să se găsească tot felul de portițe pentru dezvoltatori. Dezvoltatorii fac, ei au armate de avocați în spate, fiecare punct legislativ îl știu și îl duc la maxim. Ia stai un pic să-l auzi, stai o secundă aici cu mine în telefon. Vreau să-l auzi pe Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6. Am vocile astea pentru că ieri, acolo unde a vorbit Nicușor Dan, a fost o dezbatere cu constructori, primari, specialiști. Fii atent ce spune Ciprian Ciucu, primarul de la 6, apropo de ce ne povestești tu. În sectorul 6 s-au construit în ultimii 15 ani peste 20.000 de apartamente, dacă nu mai mult. Fără nicio școală, fără nicio grădiniță, fără drumuri de acces, fără utilități, avizi date pe șpagă. Eu nu plec de la ideea că orice construcție este proastă. Dar nu se poate ca orice pud, care este o excepție de la puz sau de la pug, toate să fie, să se treacă. N-are cum. Dar până să venim noi la primărie, 100% au trecut de votul Consiliului Local. Nu e normal, pentru că sunt excepții. Nu oprește nimeni dezvoltarea. Construiește atâta cât se poate. PUD înseamnă plan urbanistic de detaliu. Și ăsta de este... detaliu. Da. Ăsta-i diavolul, să știe toată lumea. Când da, vin... pentru că sunt scăpări legislative, toți dezvoltatorii vor să facă profit și atunci ei caută aceste chichițe astfel încât să își, exact cum zicea colegul de dinainte, facem un P+3, după care facem o supraetajare și ajungem la P+5, P+6. Noi știm de la început că vrem să-l facem P+6, dar încercăm și legea lasă spațiile astea de manevră. Fii atent. Și în ultimul rând, Un pic mai lasă-mă, te rog frumos, mai este problema celor care verifică. Cei care verifică sunt intenționali. Polițiștii locali habar nu au de legislație în construcții. Nu au treabă. Ei pot veni și dau cu ruleta și nici de dat cu ruleta nu sunt bun, că lasă seama topometricilor să le spună cât e distanța față de marginile terenului, față de limitele de proprietate. Nu se poate așa ceva. Inspectoratul de stat în construcții are și a avut oameni de foarte bună calitate. Este lăsat în continuare fără personal, intenționat. Este intenționat, pentru că ei în momentul de față cu 2-3 oameni la urbanism pe București, când se fac puduri, puzuri, toate planurile astea care, bineînțeles că cresc nivelul de înălțimea unei construcții intenționat, ca dezvoltatorii să facă bani, da? Mihai, sunt 2-3 oameni care verifică, nu se poate atent, așa ceva. O secundă la mine. Că văd că ești în domeniu. Domnule, care-i marja de profit când faci un bloc din ăsta? Dublu, 100%. 100%. Poate chiar mai mult. Da. Problema este că pe partea de structură, acolo, ok, încerci să faci, să mergi cât mai jos. La finisaje cam le fac cam toți. Dacă nu vorbim de finisajele alea de lux, unde 100%, sunt prețuri exorbitante. Stai o secundă, da, de ce este 100%? Nu poate să fie 50, 20, 15% aici? Vorbim de sute de mii de euro. Păi da, sunt total de acord cu tine, pentru că oamenii ăștia fac profituri adevărate, foarte, foarte mari. Și dacă ai să observi că dezvoltatorul X face pe SCXRL aici un bloc, dar blocul următor îl face pe SCYXRL pe o altă societate. Colegul care a zis dinainte că dirigintele, constructorul răspund pe 10 ani, nu, răspund pe durata de viață a construcției pentru probleme de structură. Așa zice legea 10 și așa este. Dar ideea este cum poți tu să tragi la răspundere un dezvoltator când el are nu știu câte firme, aici lucrează pe o societate, acolo și în spate sunt tot felul de acționari sau eu știu, din terțe persoane, nu ai să poți să le tragi niciodată la răspundere. Iar firma respectivă, unele se dizolvă a doua zi după ce se face recepția la terminarea lucrărilor. Nu mai există. Prieteni, vedeți cum arată corupția? România în direct la Europa FM.
Despre asta e vorba. Și noi aici trebuie să ne recuperăm țara. Când Nicușor Dan a oprit pugul din București și planurile sectoarelor, exact de asta. Exact în acest punct pe care l-ați ascultat acum povestit. Profit imens, firme care dispar, lipsă de responsabilitate. V-am spus că în 2008 în China mai multe școli au căzut la un cutremur. 5176 de copii au murit atunci. Marele nostru noroc este că noi nu am construit școli sau multe clădiri publice după 1990, dar case am făcut și aici trebuie să ne uităm cu mare, mare atenție. Ce vă împiedică să coborâți de la 100% la 15-20% marjă de profit? Hai că vă spun eu ce vă împiedică. Nu o să mai aveți loc de șpagă să o dați la ăștia prin primării ca să meargă mecanismele unse. Aia e problema. Aici e unul dintre cele mai mari dezastre în așteptare din România. Cristi, salut, bine ai venit la România în direct. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Lucrez în domeniu ca inginer de peste 25 de ani. Sunt de acord cu tot ce au zis colegii mei dinainte, doar că cred că politic. Acum mulți ani când s-au dat afară din inspectoratele din construcții, foarte mulți oameni capabili și buni, s-a fost făcut intenționat ca să nu poată să controleze. Zi și când? Zi. Pe vremea guvernului Boc s-a întâmplat chestiunea asta când s-a făcut exact. O chestie, o reformă, o nebunie. O restructurare din asta făcută cu Barda, dăm afară specialiști și angajăm polițiști locali. Nu este normal. Atunci nu știu. Deci sunt, toată lumea vorbește de structurile de rezistență. Credeți-mă că am întâlnit la zidărie, pe cărămidă, pe 8 metri, o diferență de 15 centimetri la casă. Se dau voie să se facă firme de construcții fără să fie nimeni. Pare o minimă specializare în construcții. Un maestru, un inginer. Se întâlnesc patru meșteri, poate au fost necalificați sau calificați să faci în firmă de construcții și construim la negru cât se poate. Vorbim cu dezvoltatorii. Mă, eu vin cu prețul ăsta. E normal, la negru? De ce nu? Nimeni nu-i verifică, nimeni nu-i coordonează. Este făcut și la revedere. Cristi, sunt firme serioase care fac. Sunt convins că și în România există oameni de treabă, dar fii atent. Învață-mă, lasă-mă în această emisiune și pe toți cei care ne ascultă, nu-s puțini, cei mai mulți din România în momentul ăsta, dă-ne un sfat, nu știu, o să ne mai cumpărăm case, o să ne mai uităm la lucruri, învață-ne ceva care să fie util, la ce să ne uităm noi ca oameni de bună credință când ne ducem toți banii într-o poveste din asta. Deci, 90% din proiecte sunt făcute corect. Vorbim de execuții. Să-și au un... în afară de diriginte, că poate are 10 lucrări și nu poate să fie acolo. Să-și iau un coordonator, un om care să fie pe șantier, în care să spună nu că știe meșterul cum să facă casă, nu trebuie nici proiectul că i-a mai făcut 10. În care să-l oblige să respecte proiectul. Și dacă ești, și dacă ești cumpărător, uite, mă duc eu să-mi iau un apartament azi, mâine, poimine, la un bloc. Cum vezi asta? Acolo la ce mă uit? La un bloc nou. La un bloc nou mai greu. La multe greșeli din construcție apar, de exemplu, fisuri care apar după câțiva ani. Mm-hmm. Trebuie să te uiți. Verticalitatea. Fisura e oblică, verticală. Sunt mai foarte multe lucruri. Trebuie să te uiți și la partea de finisaje. Toată lumea a spus că nu afectează. Ba, în caz de cutremur să pice tencuiala de pe un bloc. Afectează. Deci cel mai bine este să duci cu cineva care știe, adică pe ea, pe cineva ca tine, da, și te duci. Cineva care știe și spune, vezi că acolo nu mi se pare bine, se pune polistirenul în puncte, ia foc, funcționează ca un hor. Atenție mare la polistiren, eu nu știu ce polistiren de calitate se pune sau nu se pune, tare mie că mult polistiren este, nu e ignifugat. Este ignifugat nu înseamnă că nu ia foc. Ignifugat înseamnă că rezistă o anumită perioadă de timp la foc. Uh-huh. Dar în momentul când eu prin golurile alea îi creez un horn, exact ca și la o sobă, când am deschis ușița de jos, arde-le, așa arde și polistirenul. El face tiraș. Pentru că zidăria nu este dreaptă.
Deci sunt foarte multe aspecte în care ar trebui verificată o clădire. Sunt blocuri care au același, în special în vestul țării, au parcarea la parter, sprijinită pe niște stâlpi. Toate sunt la fel. Nu contest rezistența, pentru că nu am văzut proiectul. Dar am discutat și cu alți colegi de aceeași părere. Stai mă, în toate în orașele din vestul țării, terenul de fundare și toate este la fel? Sau facem studiu geo din birou? Interesantă întrebare. Care poate induce în eroare un proiectant de bună credință. Mulțumesc mult de sfaturile tale. Încerc să mai fac loc la un telefon în emisiunea asta, dar excelente sfaturi. De-aia chiar uitați-vă un pic la blocurile astea, la studiile geo. Da, se face, am auzit metoda asta, începe să apară și la București. Jos e o parcare în loc de parter, ca să înțelegeți. Și tot blocul stă pe niște stâlpi. Raluca, salut! Bună ziua! Eu nu sunt în domeniu, dar când m-am mutat în blocul în care stau, în 2008, nu mă pricepeam deloc, era prima dată când am un apartament și nu m-au întrebat că, da, am avut proces cu garda de mediu, m-a întrebat, doamnă, dar nu v-ați întrebat, aveți canalizare sau fosă septică? Fosa septică este, după aia am învățat o grămadă despre fose septice, trebuie să fie la minim 5 metri de clădirea pe care o deservește. Era la un metru. S-a stricat foarte repede, a început să se încline. Nu, blocul nu a ajuns acolo. A început să avea fisuri, avea o grămadă de probleme, dar asta am văzut după ce am început să facem demersurile pentru canalizare. Adică eu, de fapt, m-am ocupat de chestia asta. Am avut probleme cu apele române, garda de mediu, am ajuns să dau declarații la... Încă o dată, stai ca să înțeleagă toată lumea de această nouă năzărire a construcțiilor din România. Fraților, da, în România sunt blocuri cu fosă, da? Înțelegeți? Da. 22 și... de apartamente. Câte? 22 de apartamente la fosă. Voi vă dați seama despre ce vorbim, dar cine, pentru numele lui Dumnezeu, a aprobat un asemenea plan de o asemenea autorizație? O să vă explic, pentru că cu ocazia acestui proces la care am dat cu subsemnatul la toxici, de mi-a venit rău, am crezut că nu știu ce am făcut. Așa? Am pierdut proiectul blocului de la primărie. Spre surpriza mea, mă rog, nu mă pricep, dar eu sunt medic, dar s-a nimerit, când avem bărbați în bloc sau clinica părem bărbați, s-a nimerit să aflu că în perioada aia, sau atunci, în 2007, când a fost construit blocul, nu era nevoie de aviz la gardă de mediu. Și treaba cu fosta septică, noi n-am știut-o, pentru că când te muți într-un oraș în buricul târgului, într-un bloc, chiar lângă grădina botanică în Iași, apropo, mă întreb, am fost fosta septică sau canalizare? Și n-am întrebat, evident, și am aflat. Deci despre fosta septică nu ne-a spus când am cumpărat apartamentul, nu ne-a zis constructorul, iar în proiectul blocului era o singură propoziție mică și ascunsă în care era cuvântul fosta septică. Am făcut tot posibil, pentru că nici pe stradă nu era canalizare, noi am mai făcut și pe stradă canalizarea 200 de metri. Asta trebuia să facă constructorul, că putea, dacă am putut-o noi ca bloc, putea și el. N-am făcut-o. Ce am făcut din a ieșit ochii vreo 3 ani, strâns, făcut proiect, strâns bani, firmă, în fine, acum avem o canalizare. Deocamdată n-am avut probleme, e o canalizare privată, că am făcut-o noi, dar bine, este o chestie că se predă la oraș și dacă e o problemă vine societatea de asfalt. Da, cu un sistem, da. Dar când am terminat, în sfârșit, am zis că am terminat, ok, am... făcut mufarea la canalizare, m-au chemat cei care au spălat cu asta și mi-au arătat, ia uitați-vă, că doamnă, deja se umplea cu apa rezidulă de lângă bloc de ceva. Mi s-a făcut albastru, am zis, doamne, eu dacă nu umplu pe asta ceva, ne prăbușim. Și am adus pământ, eu m-am ocupat, pământ, pietriș, s-a umplut, am betonat-o. Moment, deci, deocamdată, da. Nu sunt probleme pe fie. Raluca, mulțumesc tare mult și de munca pe care ai depus-o. Cineva spune așa, poate se pune și problema unei discuții despre educarea consumatorului. Promit că o fac. Noi cumpărăm de mai multe ori neinformați, îl recomandă pe autorul Radu Necoiță, cred că se numește Case Strâmbe pe radar. Foarte bună dezbaterea de astăzi și vă mulțumesc pentru ea. Cred, în continuare, eu cred că în România sunt și oameni onești care își fac treaba. Sper că mulți dintre ei sau cei mai mulți. În același timp, în România, mi este foarte clar că din cauza corupției, foarte multe dintre locuințele noastre noi ar putea întâmpina probleme în viitor.
Și cred că aici avem să ne uităm cu toții. De când am predat administrațiile pe mâna politicienilor de rit nou, care se luptă, mai țineți minte, mă, pe Zetea în Parlament, cum mărea el salariile la primari? E, o să vă meargă vouă fulgii în caz de ceva. Știu, nu-i responsabilitatea voastră, aia dinainte au dat. În cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva, că la plăcinte sunteți primii, iar la autorizații și verificări corecte, e, băiatule, aici închideți ochii cât se poate de tare. Mie că șpaga asta la un moment dat s-ar putea să omoare mulți oameni din țara asta și tare aș vrea atunci să vă văd responsabili. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, vă spun spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.